Ce zici, nu te urci tu la mine în mașină să te dau o tură cu Ferrari-ul ăsta frumos? Da, domnul, da. Hai, 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 urcă în coace, urcă în coace. Mamă, l-am prins pe ăsta, fiți atenți. A, nu, domnul, nu știu ce-mi faci. Ce să-ți fac, domnule, vreau doar să te dau o tură, să mergi și tu în Ferrari. Săracule! Băga mea să-mi bag, nu vrea mă să se urce și nebun la cap. Neața, băi, fraților, ce mai faceți, ce mai... Bă, frate, polițistul mergea pe contrasens? Domnul polițist, unde e asigurarea? Hai! Asigurarea! Unele sus! Unele sus! Dar ce am făcut? De ce mergi pe contrasens? Mergi pe contrasens? Spune-mă! A... Domne, ia mâna sus tu! Da, băi, eram pe... Bă, eu eram pe contrasens, că aici trebuie să te răsucei, nu? Gen... Dacă te muști... Gen... Pui mei. Asta este. Nu era pe contrasens, domnule. I-a pus cătușele ăla? Gaborului? Bă, ce se întâmplă, bă? Bă, dar ăla nu vorbește și trage în mine. Mâinile sus, mâinile sus. Păi și până acum ce faci? Că n-am făcut... Mânege externe, că n-am făcut nimic. Du-te în puii mei! Picior în cap! Picior! Picior! Dă-i! Aoleu. Cupa, măt, ia uite! Cupa, măt, am stricat mașina din cauza ta. Vino încoace, te iei de domnul polițist! Te... Ce dracului s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Bă, nu, că tu ești și prost, mă, după ce că te ajut. Cine a ajutat pe cine? Stai? Vorbea cu ăla de la omul că gen l-a ajutat pe el să mă omoare pe mine. Mersi că m-am pus, după ce te ajut. Ce s-a întâmplat aici? Dubla 2, dragi prieteni, pentru că apare n-am început bine. Am murit în aproximativ 2 minute. Haideți să ne accesăm iarăși garajul, ne luăm Bugatti-ul de această dată. Ce vrei, bă? Du-te, bă, de aici. Ești în mașina mea, ești nebun? Dă-i drumul. Ia uite, mă, mă, și blochează asta. Ia uite. Când încă mă urmărește. Băi, fraților, bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de GTA Real Life. Știți foarte bine că am reînceput această serie. Mă duc pe contrasens iarăși, pentru că de ce nu? Să vedem dacă mă mai oprește acum vreun gabor. Și băi, astăzi ne putem pune planul în aplicare, pentru că data trecută, gen în videoclipul de... de ieri, voiam să zic, în videoclipul de acum câteva zile, ultimul care a apărut, n-am putut să ne punem planul în aplicare, să dăm și noi un jaf așa cum trebuie, frate, pentru că noi erau gabori. Ei bine, acum, frate, să mă rog, zici că toți gaborii sunt aici în oraș, frate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polițiști în fucking oraș. Bun, e foarte bine, mexicanul a ajuns acum, a aterizat cu avionul și suntem pregătiți de... de treabă. Oh, da, a, și v-am citit comentariile, frate, uitasem complet. Da, stați așa că... Era o femeie aici. E, nu mai contează. Dăm aici repară, parcă de acum. Am dat slash repară sau... Nu era slash repară? Slash pe. Stai că vine... Domnul polițist! Trei var familia! Aolo! A fugit, gata. Cu femeia moartă aici, n-a oprit gabul la mine. Nu era, mă, repară! Repar. Repară. Nu era slash repară pentru a repara. Întreb și eu băieții, frate, că... Sau poate s-a scos. A, mecanic... A, e doar lăguț, thanks. Gata, mi-am dat seama. Că am dat să mor eu, uite câți mi-au răspuns. Am dat să-și repară, dar ați văzut că n-a apărat nimic în stânga. În fine, acum, frate, toți gaborii, anunț de la Sinister, ofițerul, liber la tichete, acum toți gaborii sunt în oraș, deci ne putem face și noi treaba. Mașina a fost reparată, thank you! Păcat că nu mai pornește, hei! A mers bine, mecanicul și-a făcut treaba, băieți. Uite, nu pornește. Mai dă-i, mă, ok, să ieși de pară, mai dă-i o dată. Mecanicul lucrează la mașină, așteptați maxim 20 de secunde. Mai dă-i, mă, o chestie. Hai. Del, cum era comanda? Nici mai știu care era comanda de să șterg mașina. Da, am rămas aici, iarăși. Bă, morții tăi.
Din cauza ta. Și din cauza ta. Bă, da, am întrebare dacă o omoare NPC de aici în oraș, oare o avea ceva plus acum? Nu cred, adică ar fi prea mindfuck. Ok, bun, deci mi-am reparat mașina de două ori, dar mecanicul nu-și face treaba pentru că why not? Și acum trebuie, băieți, să sunăm la Uber. Dăm aici servicii, Uber, și îl iau și eu static dacă sunt tare. Urgent, un Uber, că am dat de un mecanic retardat care nu și-a făcut treaba. Bam! Hai sunat la Uber și mă pun aici frumos pe trotuar, pentru că nu vrem să stăm în mijlocul străzii sau pe trecere. Și, băieți, Uber-ul este pe drum, revenim. Gata, băieți, ne-a ajuns și Uber-ul. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, domnule, Uber-ul, urcați, unde vă duc? Sigur, am urcat deja, mulțumesc. Vă pun eu pe Waze, imediat. Îi punem aici pe Waze. Aici îi punem. Nu, acolo îi punem. Aici e, mă, frate, au modificat ăștia? Sau doar nu mai țin eu minte? Gata, domnule, am pus aici pe voi, se vede? Da. Să-mi spuneți, vă rog frumos, și cât face. Domnule, puteți să dați cât doriți, că eu fac Uber doar din plăcere. Adică, nu fac pentru bani. A, înseamnă că aveți bani, domnule. A, perfect, numai bun deja. Da, nu e problemă de război. Puteți să o băgați aici înăuntru. Puteți să veniți să mă ajutați puțin tel să ridic poarta aceasta, că e cam grea și... Aaa, e pe... gata, e cu senzor. Haideți să mă ajutați un pic aici la ușă. Trebuie să spargem ușa aceasta. Iau direct acá. Ești nebun direct. S-a dat jos din mașină, nu mai face Uber. Trebuie să tragem un pic de ușa asta, domnule, trebuie să ajung sus. Pe acoperiș. Acum aia spune-mi tu mie, ai bani? Dacă am bani? Da. Am 12.000 la mine. Nu, dar în general ai bani. Cât de cât, aș putea să zic. A, deci ești așa mediu, nu ești bogătane, așa? Păi văd că faci Uber, domnule, cu un mare Porsche Panamera Turbo. Ce facem aici? Ia uite, Porsche Panamera Turbo. Frumos. Înseamnă că aveți bani, dacă vă permiteți, nu? Consumă destul de mult, domnule, benzină, puii mei, na. Nu trebuie să ridicați mâinile, că nu, n-am de gând să vă șefez, dar aș vrea ajutorul dumneavoastră. Dacă vreți să fac și eu un ban cinstit, faci și tu un ban cinstit. Bine, mai puțin cinstit, dar ce contează? Eu am de gând acum să dau un jav la bancă. Despre ce e vorba? Vreau să dau un jav la bancă și am nevoie de un ostatic fals. Ai două... Păi și mai aveți asociați care să vă ajute? Nu mai avem asociați. Ce, mă vezi pe mine ca și cum aș avea nevoie de altcineva? Adică... Văd că sunt un pic vânăt în stânga, dar e pentru că am alunecat cu ochiul în clanță, nu că m-a bătut un boschetar pe stradă. Ai înțeles? Am înțeles, da. Și uite, ai două variante. Unu, ori accept și mă ajut și după aceea facem jumătate banii, ori doi, nu accept și... Tot o să devii static, numai că nu o să mai fie static fals. Ce alegi? Dacă apăs click din greșeală. Haideți, domnule, că vă ajut. Ce dumnezeu. Așa. Asta voiam să aud de la tine. Dai puțin tel să-mi fac. Deci dacă fugi, dacă dai cu spatele și la fugă, te-am rupt. Pump shotgun neapărat. Pump shotgun aici. Haide, execută-te repede, că n-am timp. Că să n-ai timp, mă. Hai. Mamă, poate mă fraierește ăsta, ești nebun și cheamă poliția. Cum ar fi, frate, să vină garda? Ia pune checkpoint, unde dai jaf? Am pus pe Waze, acolo mergem. În misiune. Mamă, ce-i dă? Da, mă, ce voiam să spun. Mi-a scris în comentarii să dau shift, căci că e un fel de turbo pentru mașină. Am dat puțin tel shift înainte să rămân fără mașină, ați văzut și voi. Dar... N-am mers mai mult, chiar sunt curios. Să aflu și eu mai multe, frate. Haide să vedem dacă au bani în safe. Hai și tu. Ai arme la tine sau? Am un pistol atât. Aolo, tu faci Uber cu pistolul, șefule? Da, e în limita legală cu... Ci că nu sunt destui polițiști în oraș și sunt... 9 gaburi. Bă, frate,
A, păi, ori e bug, ori nu știu ce. Ești Trebuie ce să fac zic? la altă bancă? Nu, 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 eu zic să te pui în genunchi. Facem acum pe o staticul fals, fără jaf, nu-i problemă. Eu am nevoie de un elicopter de poliție, atâta. Hai în genunchi, să pară totul frumos. Și sun acum la poliție. Ia să vedem. Bă, trebuie să ajung o poliție. Dar nu înțeleg de ce nu pot da jaful. Scrieți-vă în comentarii dacă aveți idee de ce nu pot să fac asta. Am o static, îl omor în 2 minute dacă nu veniți urgent. Gata. Dacă e ceva de scandaleanu, scoți pistolul și omor pe toți, da? Scoți pistolul și omor pe toți. Bine, bine. Păcat că nu pot să dau jaf. Reguli interne. Un sniper, un static, 3 jefuitori, maxim 6 polițiști. Mamă, deci îmi place cum au făcut grafic acolo în dreapta jos. Uite, Zentrix Community și scrie acolo, mă rog, ai acolo imagine cu apă și cu mâncare. Super tare, frate, îmi place foarte mult. A evoluat foarte mult, băieții. Și în dreapta sus la bani și la card. Super tare, îmi place. Deci cam pe Zentrix, dacă nu v-ați dat seama. Așteptăm acum să vină boschetare ăștia de gabori. Da, așa să. Mergi la dolarul MOV de pe hartă, gift box. Oh! Gata, gata, vin boschetarii. Uite-l pe ăla, mamă, vine. Așa, pam, bam, forță poziția asta, ești nebun. Poliția română, cadet Manuel Ionuș, cine este în bancă? Șeful tău, mexicanul. Hai, gata, Ah. gata cu introducerile. Fii atent cum facem. Ai 2 minute să-mi aduci un elicopter de poliție, altfel domnul de aici crapă. Ai înțeles? Trebuie să fim răi. Ai înțeles, mă? Gata, șef, șefule, dar chestia e că noi nu avem elicoptere de poliție, că sunt toate în service. Adică la aeroport, cum Aoleu, ar ce veni, sărași se repară. sunteți! Sărași, domnule, sărași rău! Atunci adu-o dubă Nu, de-aia domnule, nu suntem blindată! sărași, dar pare Aoleu! dubă, domnule. O dubă blindată, ești nebun? Vorbește cu un coleg să aduceți o dubă de jandarmerie, de Așa. poliție! Nici de-asta! Colegii, aveți, bă, vreo dubă blindată? Colegi! N-au ăștia, N-au ăștia nici dubă! săraci, doar jandarmeria are acces la ele. Păi și nu e niciun jandarm în oraș acum, în misiune. Ce facem aici, mă, frate? Păi nu e niciun jandarm. E, atunci înseamnă că viața Domnului se va sfârși în 10, 9, 8, Aolo, domnule, 7, ajutați-mă. 6, Domnule, dacă tu tragi în 5. el, s-ar putea să fie rău pentru tine. De ce să fie rău pentru mine? Păi s-ar putea să intru peste tine. Dacă intri peste mine, ți-am rupt picioarele. Domne, mai bine colaborați, v-am zis. Eu colaborez, dar tu colaborezi, mă? Păi eu colaborez, Mamă. domne, v-am explicat. Nu am aia, nu am aia. Dar cu ce doriți să vă zic mai Cât doriți pe o static? multe? Păi vreau o Tot... dubă sau un elicopter, nu avem așa Ce ceva. vorbesc ăștia? Faceți rost, nu mă interesează. Păi Jaful meu, n-am regulile nevoie de mele. poze. Aoleu, da, corect. Dar ce Vezi? zice dacă am intrat noi peste tine acum? Cum ar fi? Ia să vedem. Ia spune, ai familie? Am, de ce? Și ți-l ai? Nu prea. E, atunci intră, că nu o să-i mai vezi niciodată. A, bine. Hai! Ieși din bancă. Bă, ce... Nu vreau! Domnul? Da, mă, se trage! Mamă, ce eu dau alea. Domne, ieși din bancă. Taci, mă, din gură. Mamă, ce trag. Ce să tac, domne? Ah! Ah, l-am omorât pe al meu! Intră, Aolo! colegul, intră. Am omorât-o static. Bine! Coai, am omorât-o static. O static pleacă. Oh, ce cu static. O static e Am murit mort. o static. Nu, ce o Hai static. să-l iau eu pe Bă, ăsta, dar că n-am mi vrut s-a să dau un supărat. il. Să mor eu de am vrut să dau un il, voi sunteți Bă, nebun. pot să fac ceva? S-a dus dracu. Domnul, mă Așa. auzi?
Sună la medic. Sună la medic. Au, stai pe șase, stai, iau zi. Mamă, deci... Bă, ăsta ce face, mă? Măi, așa mă bagă. Dom'le, ce dădeai? Ce face? Oh, m-a aruncat la gunoi. Dar nu-i gunoi aici, e de-asta. De fapt, așa lângă gunoi. Așa, șocătușele. Ce face, mă, pisica asta? Bă, frate, s-a dat pisica cu capul de geam. Bă, ați auzit? Spuneți-mi dacă ați auzit. Dacă ați auzit, scrieți în comentarii, frate. Uitați cum... De ce m-a pus așa? Cred că are niște filme foarte dubioase. Data viitoare să nu mai dai jaf. Ci că data viitoare să nu mai dai jaf. Bine, mă, colegul. Uite ce a scris tipul ăla pe chat. Sinister. Ofițerul. ZZ back in business, boys. Bă, ZZ back in business. Păcat că am început cu... Ripan, după cum puteți vedea. Riperino in peperino, boys. Ci că ZZ Andrei, lol. A scris Manuel Ionuț acum. Am mai tușit un pic. Să nu zică băieții că n-am mai tușit acum. Cam asta se întâmplă, dacă... Asta este, na. Fiecare cum poate, dragi prieteni. Rip. Du-mă, dacă tu așa vrei, hai. Îți spun eu aici, pe navigație. Bine, puneți, puneți, doamne, puneți. Stai că deja m-a luat altul de mult. Mamă, fiți atenți de nu mă fură ăsta. Dar sper că nu mă furi să mă jefuiești din așa. Nu, doamne, nu, doamne. Ba, aparent am dat fail, dar asta este, se mai întâmplă. Eu pun și cu bune și cu rele, știți, fratele, mereu. Și la CSGO, și la GTR Live, și la Minecraft, și la orice. Și la Ring of Legends, și la PUBG și așa mai departe. Pun chiar dacă dau fail sau chiar dacă fac un lucru super bun, știți ce zic? Ca să vedeți că se întâmplă ambele, frate. Nu pun numai fazele faine și atât, știi? Dar nu uitați să dați și pe acolo câteva multe like-uri dacă vreți să postăm multe clipuri de GTA Real Life, bineînțeles. Mergem acolo, că am eu o treabă cu cineva și vreau să-mi fac și o refilu. Cum să nu, cum să nu? Mamă, domnule, dar treceți mai pe roșu. Dați-i blană, ce facem aici cu ioptul ăsta, rupe-i, fâși așa! Să sară nosul în aer. Ce s-a auzit pe ol, frate? Mă atacă mascații sau blănița se joacă? Cred că blănița se joacă. Că ce te-au copt? Frumoasă mașină, îmi place, îmi place. Mamă, frate, da. Se mișcă omul, frate. Cât ai dat pe ea? 2 milioane, domnule, am luat-o de la un... Mamă, dar deja ai zgâriat, tu ai făcut-o pilaf. Pe partea dreaptă, ești nebun? Mamă, dar mișto jante, ești nebun. Uitați ce jante bombă. Opa, mai vine unul aici. Opa, ne urmărește cineva. Ia zi, șefule, care-i treaba? Te ajung cu ceva, Barosane? Curte, ce să discut cu... Natam, o zic, e cea mai tare din oraș. Numărul 1, eu sunt. Aolo, ăsta nu-i șoferul meu, nu-l cunosc. Du-te, bă, pleacă, mă. Mamă, a lovit mașina. Ia zi, șefule, care-i treaba? Să fiu eu șoferul tău, hai. Păi stai așa, că am venit aici cu un scop. Bag și niște arme acolo, în buzunar. În buzunarel, nu? Dăm aici, e K-47 și pump shotgun 50. Așa, ia zi, șefule. Mai uite, prior design, ce tare se vede acolo. Ia zi, cum e traș. Dacă toți sunteți cea mai tare, spuneți-mi cum să vă ajut, domnule. Doriți să mă ajutați? Da, evident. Aoleu. Ai cu ce să mă ajuți? Are ăsta cu ce să mă ajute? Ia, spunem și vedem. Mamă, putem încerca dubla 2. Păi hai să discutăm puțin, tăl. Hai aici, în dreapta. În parcare, frumos. Să discutăm, ca de la bărbat la bărbat. Ia zi, șefule. Vrei să... Vrei să mă ajuți în dale jafurilor și de-astea? Dar fii atent. Odată ce ai intrat în lumea asta, nu mai poți să ieși. O să stai cu mine până la moarte, ai înțeles? Înțeles. Dar prima dată trebuie să dansăm amândoi. Să ne arătăm... Sigur.
Să dansăm amândoi. Așa, asta este dansul victoriei, pentru că o să fim victorioși mereu. Ce puii mei. Deci ești sigur? Nu o să mai ai nevastă, nu o să mai ai familie, nu o să mai ai nimic. Pe nimeni, ai înțeles? Decât pe mine. Oricum, ies cu alta. Adică ce vrei să zici? Ok, da, hai să fii tu pasiv, da? Hai. Ce zici, mă? Mă faci poponar? Hai gata cu glumele, că ne cunoaștem de 3 minute și deja o dăm pe glume, da, stai, ești nebun la cap? Păi ori avem încredere în altul, ori nu, hai, intră. Păi avem încredere, dar câtă încredere să avem? Dar ori mama e de treabă. Hai, mergem la destinație. Băi, fraților, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Probabil continuarea o să fie cu ceva activități cu domnul aici de față. Nu uitați să dați ceva acolo, cât mai multe like-uri. Dacă vreți să postăm mai multe clipuri, nu uitați să dați și subscribe acestui canal, bineînțeles. Și follow la zzandrii7 pe Instagram dacă vreți să fiți la curent cu ce fac în viața de zi cu zi. Eu am fost Andrei, v-am pupat. Ceau, bă. Bye, bye.